Angajator cu oferte de muncă la purtător, mediere și informare din partea instituțiilor abilitate și dezinteres total din barca absolvenților. Cam așa s-ar descrie în câteva cuvinte bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Aceștia au venit, au văzut și au plecat, fără a încerca măcar să-și găsească un loc de muncă. În zadar s-au chinuit reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă OLD să-i facă pe aceștia să se orienteze către un job. Mulți au venit la bursă doar pentru a pune ștampila pe carnetul de șomaj. Societățile comerciale din Slatina au oferit astăzi peste 400 de locuri de muncă, atât pentru absolvenții de studii superioare, cât și pentru cei de liceu sau școală profesională. Angajatorii caută muncitori în construcții sau agricultură, dar și agenți de pază sau ingineri. Câte locuri de muncă oferiți absolvenților? Cât mai multe. Momentan cred că avem vreo 10 disponibile în total, ținând cont că sunt mai multe societăți pentru care am venit. În ce domenii? Către ce specializări mergeți? Construcții. De la muncitori necalificați până la finisori, montator termosistem. În special avem nevoie de absolvenți, tineri absolvenți, promoție 2013-2015, cu diplomă de BAC sau școală profesională. Cam greu să-i găsim cei drept. Ce le oferiți dumneavoastră? Salariul este, eu zic, motivant, formare, continuă, atât pentru muncitorii necalificați, chiar dacă nu au la bază o meserie, noi îi formăm. Mergem cu ei la cursul de calificare și îi formăm pentru o anumită meserie, ceea ce ajută și pe ei în viitor, că pot să se reprofileze, nu? Avem 8 pentru lucrător comercial și 5 pentru agent securitate. Ce cerințe aveți de la posibilii dumneavoastră angajați? În primul rând, aspectul fizic, în al doilea rând să aibă 18 ani, studii medii, calificare în funcția de agent securitate, să aibă adrese de pază și celelalte vin de la sine. Ce le oferiți dumneavoastră? Păi salariu atractiv, condiții de muncă optime, altceva. Interesează? Nu. După cum vedeți, niciunul nu vine. Se duce să pună ștampila pe carnetul de șomaj. Asta e pelerinaj la bursa locurilor de muncă. Absolvenții au putut opta și pentru un loc de muncă în străinătate. Prin rețeaua EURES, aceștia își pot găsi un job în state ale Uniunii Europene. Angajatorii de peste hotare caută asistenți medicali, bucătari, barman, ospătari, dar și mecanici auto. Cele mai multe posturi, peste 800, sunt oferite de spanioli și se adresează celor care vor să lucreze în agricultură. Astăzi la bursă avem 1392 de posturi pentru țările Uniunii Europene și spațiul economic european. Avem în Austria, Norvegia, Slovenia, Germania, Marea Britanie, Ungaria. Cele mai multe posturi sunt pentru Spania în domeniul agricol, 800 de posturi și spre deosebire de anii precedenți, anul acesta pot participa la selecție și cupluri. Anul acesta, bursa locurilor de muncă pentru absolvenți s-a desfășurat concomitent în Slatina și Caracal. Au participat peste 40 de societăți comerciale și au oferit peste 400 de locuri de muncă vacante. Au fost astăzi din Slatina peste 300 de locuri de muncă, la Caracal peste 120-125 de locuri de muncă. Au fost locuri de muncă atât pentru absolvenții de studii superioare, cât și de, pentru absolvenți de studii medii, dar mai ales pentru muncitorii în domeniul construcțiilor și în domeniul textil. Este o activitate care noi organizăm la nivel național, este o activitate a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Așa cum vă spuneam, astăzi am organizat în județul OLT, atât în Slatina cât și în Caracal. În Slatina, în această locație, la Casa de Cultură a Tineretului, iar în Caracal, la Teatrul Național. La bursă au participat aproape 700 de persoane în căutarea unui loc de muncă, dintre care 425 de absolvenți. În urma discuțiilor dintre acestea și angajatori, 230 de persoane au fost selectate pentru încadrare.